Președintele Klaus Iohannis a cerut Rusiei, în cadrul adunării generale a ONU, să deblocheze acordul pe grâne din Marea Neagră. În plus, a indicat susținerea României față de viziunea Ucrainei de încheiere a războiului. Șeful statului s-a văzut și cu președintele Volodymyr Zelensky, dar și cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. We fully support the Ukrainian peace formula as the most suitable framework conducive to a fair, lasting and sustainable peace. We also support the pursuit of international law and accountability so that all those responsible for atrocities are brought to justice. Prezent la cea de-a 78-a sesiune a adunării generale a ONU, președintele României, Klaus Iohannis, a transmis un nou mesaj de susținere pentru Ucraina, dar și pentru tragerea la răspundere a celor responsabili de comiterea de crime de război. Președintele a transmis însă un mesaj și Rusiei. By terminating the Black Sea Grain Initiative and by attacking Ukrainian ports, Russia further exacerbates the global food crisis. We once again urge the Russian Federation to cease blocking the initiative. Pe marginea dezbaterilor din cadrul adunării generale a ONU, președintele Klaus Iohannis a avut o întrevedere cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu viceprim-ministrul Bulgariei, Maria Gabriel.